Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit oameni un episod de Minecraft și astăzi frazor, o să continuăm harta blestemul energiei partea 3 -a, adică vom continua aventura noastră super, super epică, frazor, am rămas data trecută aici la acest parcur aproape imposibil din punctul meu de vedere, acum nu știu, rămâne de văzut, să vedem dacă o să dăm rage așa la începutul acestui clip sau nu, sau poate că da. Cine știe, bineînțeles, înainte de a începe, frazor, aș aprecia extrem de mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel butonaj de like să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Care ar vrea să strângem, nu știu, peste păcame și piciorul, peste 2000 de like-uri, să văd acolo o foarte, foarte mare din partea voastră. Și frazor, nu uitați că în această seară, începând cu ora 20, o să avem un mic live stream pe YouTube, bine, bine, adică 2 ore, două ore și jumătate, ceva de genul. Mamă, asta. Am crezut că o să mă duc bine acum. Uh, aveți link de la live stream acolo jos în descriere. Chiar sper să fiți pe live stream cât mai mulți frazori. Și haideți să vedem ce reușim să facem. Continuăm. Harta făcută de către Dar. Solbin mi-a scris acolo. Gen, știți că am călcat pe acel și unde era o mică informație, un mic story despre acest parcurs. Și a spus că dacă nu pot să trec, să folosesc game mode pentru că sigur nu o să pot trece. trece. Am trecut, am trecut. Băi, ești nebun? Dar sol? Dar sol? Vezi cum se face dar sol? Dar sol. Nenică, uite, așa se face fratele meu. H aceasta probă a fost destul de grea. Sper că următoarele să nu fie la fel. Se pare că e nevoie să activez ceva ca să pot deschide poarta și cred că cheile sunt îngropate în acest nisip. Cu sapă să nisip folosind lopată din cufărul de lângă și dacă găsești și cufere goale, te speria sunt doar ca să te încurce. A, mersi frumos, frate, mersi că ai pus niște cufere acolo ca să mă încurce. Deci, ce trebuie să găsesc? Uh, trebuie să activezi ceva ca să pot deschide poarta. Ok, interesant. Sau nu? Trebuie să activăm ceva ca să putem deschide poarta. Hai că-mi place, frate. Mamă, și cred că trebuie să mă duc aici jos de tot. Până nu mai pot. Lol, cât de jos trebuie să mă duc. Să mă picior. Facem aici o mică scară. Frate, deci gândiți-vă că trebuie să găsesc... Nu că e jos de tot. Să uite, mă pot duce mai încolo. Hai să mergem așa oarecum, cam în toate direcțiile, frate, că nici nu știu... Uite și aici, este așa un cubuleț destul de mare de obsidian. fără? Aha. Mersi că pui un cufăr aici gol ca să, ca să mă încurcem. Frate, bine că mi-a scris acolo gen să nu mă spere dacă găsesc cu fregoale, că poate eu mă gândeam că gen a uitat să pun item acolo sau ceva de genul, știi? Dar n-a uitat, ci pur și simplu pune acolo o iteme ca să mă încurce. Mersi, frate, apreciez. Te-am Oh! ah, oh, mă, serios! God Oh! Oh! Level, 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 Pe păi bun, și unde pun acest lever? Asta este întrebarea. Le, le întrebare... E unde dragi mea, pun acest Lever. Cred că leverul trebuie să-l pun. lol, nu spune că trebuie să găsesc patru levere. Trebuie să găsesc patru levere, frate. Gen. frate, stai un pic. Uh... Se pare că e ne nevoie ce... să activez ceva. Bă, atunci știi ce mă gândesc? N-a activat nimic, Antena. Ori trebuie să găsesc patru levere. Ori trebuie să pun leverul asta, gen, random. Până îl găsesc pe cel corect. What the fuck? Ok, activa ceva și a deschis, nu știu dacă se era la bun. Ce trebuie să fac în acest nivel? Cred că trebuie să ies pe acolo, dar cum? hmm, quest, găsești o metodă de a ajunge sus. Dar Soul, în următoarea de trebui camere trebuie să te folosești doar de itemele din cufăr pentru a trece mai departe. Nu ai voie să spargi decât blocurile pe care le-ai pus și când ești în impas pe perete din dreapta găsești soluția pe camere. De asta e soluția. Ok, deci trebuie să folosești decât blocurile acestea. Bone, bone, bone. Am o idee. păstrează -vă. Ok. Și un bloc of diamond. Frate, fii mi-a dat siduri. Mi-a dat bone. Hmm. V-ați gândit la acest lucru? Pam, pam, pam. Dar întrebarea este... Bă, 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 trebuie să fac... Nu, că trebuie să fac terenul. Hmm. Ar trebui să pun apă și n-am cum să pun apă, frate. Aș putea da decât cu bone mi așa. Dar nu mai aștept cu nimeni. Hai să vedem soluția. Craftează ți un... Ah, deci pot să craftez, mă. Pe care vă transforma în Hebel pentru a te urca. Deci, what the fuck? Deci, tra... craftează un How, Deci, trebuie să craftăm un How. Bine, boss, stai că am nevoie de câte două de -aste. Bam! Am craftat un How, Super, super tare. Deci, am craftat un How. Uh... ok, frate, eu credeam că n-am voie să craftez, dar uite că totuși am voie. Ah, uite, apa aici. Super tare. Cultivăm uit. Asta ar fi următorul pas. Gen, trebuie destul de mult uit. Bă, frate, deci am inventarul foarte plin. Nu mă întrebați de deci ce am o grămadă de căcaturi aici și nu înțeleg de ce am aceste căcaturi. Ok. Cultivăm până nu mai putem, frate. Cât mai mult hău. Ok, mai dăm. Mai dăm că ne-a dat acolo. Nu degeaba ne-a dat Atâtea oase, nu? Trebuie să folosim oasele. Și facem Hebel și urcăm. Frate, uite, un nivel super interesant. Bine, pe mine nu mă prea duce capul, adică mă știți doar. Nu mă prea duce capul, dar uh, un Heibel, mamă, trebuie mai multe. Dar care este interesant nivelul. Super tare, dar sunt bravă pentru acest nivel. Așa, idei de nivele, gen, știi? În caz că sunteți așa într-o stare de n-aveți idei pentru nivel. Uite, ăsta este un nivel super, super, super ok. Gen să mă puneți să descoper metode de a ma urca sus folosindu ma nume de anumite iteme și să-mi pune și soluția, bineînțeles, pentru că cum sunt eu așa mai... Așa, da? Uh, uit, mi ajunge. Să nu gen să folosim gemă sau alte fiere, că nu mă prea pricepe la chestii de genul ăsta. Ok, aici. Multe, multe... What? Mai trebuie? Nu mai am bone meal. Ah, ba da, mai am cum sa mai am bone meal, frate, mi-a dat acolo bone meal. Să-mi bag peste tot. Ok, hai să vedem acum wit și trebuie 3. Da, ajunge. Ui, this is it. My friends, this is it. No, deci mă pot folosi decât de itemele pe care mi le dă. Așa a zis, da? Deci decât de itemele pe care mi le dă acolo. Adică căul, lemnul acesta și un spruce wood. Spam pe setat și până acum îți era setat automat popitul, dar nu primeai înștiințare, dar acum și mai târziu voi scrie că nu mai este ceva de scris ca să nu crezi că nu s-a activat comand blocul. Ok. Așa ce este soluția. Ce dragi de mea, să trebuie să fac eu? Deci dacă eu o să... A, ah, dar pot să mor dacă cad aici. Frate, dar apare... 6 blocuri, ești nebun. Ajung. Una, două... Ce prost, direct am dat mare fel. Da, uite, cred că ajungeau până acolo. 6 blocuri până acolo, cred că ajung. Sau nu. Ok. Și avem un carbune De ce, dragi de -a mea, mi-au fi dat carbunele? Hmm. Deci de ce mi-au fi dat un carbune? Am decât un crafting. Oare ce pot face cu crafting-ul și cu cărbunele astea? Am dă mai multe blocuri, frate, că acum mai am nevoie de un singur bloc, știi? Mai am nevoie de un bloculeț și nu înțeleg ce aș putea face. Asta este ciudat. Hmm. I really do not. Ok. Hai să vedem, totuși. Hai încă o dată. Soluție. Aici este soluția? 3 blocuri cu 5. Folosește cele două bucăți de lemn și coul pentru a face torse. Punând torsele în lateralul blocului și sărind, poți pune blocul pe torsă. What? Deci stai un pic. Deci cele două bucăți de lemn și că pentru a face torțe. Ok, am făcut patru torțe. Bun. Păi ce să fac cu torțele astea? Deci pentru a face torțe. Ok. Pot pune blocul pe torță. Serios, chiar pot pune blocul pe torță? Gen... Cum mă să pui blocul pe torță? Nu se leg Salind poți pune blocul pe torță, uite un, ca în exemplu ăsta și ce pur și simplu au pus aici. Așa poți să le pui și de pe rete, mă. Ah, știu la ce se referă. De aici lași lucruri, frate. A, lol, ba nu, uite că fac de aici, ești nebun. Lol, uite mă ce tare, uite mă. Bam, și pot să pun blocul așa pe torță, lol, super, super tare. Uite, chestia asta nu știam, frate. Și am pus blocul ăsta și acum o mică săritură. LOL, super genial nivelul ăsta, e nebun. Super, super tare nivelul ăsta. Bun, hai să vedem ce ne dă da acum la nivelul ăsta. Iron ore, ice, torch, mai mult iron ore și un căul. Ok. S-au însetat. Bun, deci... Eu trebuie să ajung la mama naibă, frate, nu știu, cred că aș da direct soluția pentru că nu mă duce capul, am aici o grămadă de chestii și nu vreau să prăjesc. Mi-a dat acolo, deci o bucată de fer și două bucăți de fer separate, ori prăjesc o bucată de fer, o prăjesc două, oricum eu o să dau pe soluție aici pentru că trebuie să aflu, frate. Am pus gheața. Prăjind are un orbe, obțenea are nico și poți crafta o găleată. Deci prăjind are un ok. Și poți crafta o, o găleată, iar cu torsa din ce poți topi aesul obținând apa pe care o vei lua în găleată, iar apoi o poți pune să curgă de pe bloc, reușind să torci pe bloc. că când, când, nu crezi că ajungi la unele blocuri, sale înspre ele astea, în pe jos, nu ar mai avea rost. Deci... Bun, deci, uh, trebuie să topesc asta, e că totuși nu e atât de rău că am pus o blocul ăsta de gheață, deja mă gândeam că trebuie să-mi dau din game de un alt bloc de gheață, că trebuia pus în alta parte sau ceva de genul. Dar nu, pur și simplu, uh, am o torsă, cu torsa topesc gheața, pot să o pun, cred și aici, dacă nu mă înșel, ok, avem aici Iron Ingot și teoretic acum aș putea lua eu sau? Să vedem, torsa, hai că de cât o torse, bam. Tot să asta trebuie să topesc gheața și după aceea să o iau. Să iau apa, gen. Uite așa, bam, am luat-o. să cred că pot să sparg. Și nu mă pot folosi de ele. Ok, am ajuns până aici. Teoretic aș putea... Este, mă. Uite că am putut face lucrul ăsta super tare. Așa zis că dacă nu pot ajunge la un bloc, să sar pe slime, că mă ajută slime-ul, ceva de genul. Sims legit, uite aici nu cred că o să pot sări. Dar, bă, pot face că stia asta, you know? Adică, hei, pot pune asta unde vreau, până la urmă. frazuri, încă o dată vă reamintesc oameni buni să nu uitați să dați și acolo multe, multe, multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri la mine pe canal, apreciez fiecare la like încă în parte și încă o dată nu uitați că la ora 20 suntem live pe YouTube, aveți linkul în descriere. Acum trebuie să mă mișc foarte repede, gen. Nu. Așa, mă. Și hai că mă duc direct aici. Super tare, frate. Super, sub... O, oh, ce rasca de aici. O, oh, ce aici. Se pare că acesta ar trebui să fie un labirint. Acesta este un mini labirint 3D unde trebuie să fii atent pentru că va fi nevoie să faci și puțin parcur, așa că fii atent și în sus. Lol. Trebuie să ajung acolo, ești nebun la cap. Cum o să pot ajunge eu acolo? Deci trebuie să sar și... Hei! Oh! Deci nu vine să cred că deja am găsit calea. Păcat că sprins, genul... Ah, sau? Sau nu? Cred că pe aici trebuie, nu? Da, mă! Ce profi sunt! M-am blocat? Nu. Uite aici. Lol, deci uite cât de repede l-am făcut. Toată fac that? Se pare că acesta este un fel de puzzle. Înseamnă că trebuie să mă... Să împun creionul la contribuție creierul, nu creierul, nu luat fac creionul, se vede că n-a creier. Cu uh, să rezolvă puzzle-ul? Trebuie să rezolvă puzzle-ul puzzle pentru a deschide ușa din stânga. Soluția puzzle-ului se află în dreapta sub scări, dar nu o folosit decât după cel puțin trimite de ce ca am pus niște scări ca să poți ajunge mai aproape. De deci, ce este sub scări și trebuie să deschid ușa asta din stânga. Pe bun un puzzle și ce trebuie să fac cu puzzle-ul ăsta trebuie să ne dăm seama. Deci, de primul lucru pe care l-am observat este ordinea săgeților. Deci, uitați-vă cum e acolo. Deci, stânga, Stânga, sub, stânga. Astea două sunt la fel, asta e altfel. Cred că... ia. Deci stai un pic. Ok. Uh, eu trebuie să modific pe aici itemele, nu? Deci hai să vedem de la săgeți. dau seama. Si uh, și pot să mă duc aici și pe scări. Ok. Ca să ne uităm să fim mai atenți. Ba nu, nu poți modifica. Ba da, pot să modific. Nu mai știu cum era aia. Ia stai să punem noi asta așa. Lol, bă, dar fiecare arata către un bloc diferit, ești nebun. Trebuie să fiu atent la ce bloc arată. Stânga. Trebuie să fiu atent la ce bloc arată. Băgam și piciorul. Uite, arată la galben, arată la alb, arată la maro. Bă, este așa. Galben, deci galben, alb, maro. Dacă le pune noi pe toate, aici trebuie la maro. Stai încă o dată. Așa la maro, la alb și la galben. Po poate trebuie. Fii atent, dacă, mamă, sunt geniu sau nu. Deci galben, alb, maro. Maro. Alb. Și galben mă așteptam acum, frate, să, nu știu, se întâmple ceva, să apară un vrăjitor, să spună, mamă, bravo, să a fost genial. Ce se întâmplă, oameni buni, apare nimeni, apare nimeni, nu știu, cred că e un bug sau ceva. Nu glumesc, frate, Oricum asta a fost episodul. următorul clip o să-l începem, bineînțeles, cu acest puzzle. Acum, gen, cred că o să stăm destul de mult și vreau să începem cred pe următor cu acest puzzle ca să ne putem pune creierul la contribuție așa cum trebuie frate să ne gândim să nu trecem peste așa cu una cu două gen să fim super super bazați. Bineînțeles nu uitați să dați ceva acolo multe multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apare cât mai multe clipuri nu uitați la ora 20 suntem live frazor poate ne jucăm și ceva hărți nu știu rămâne de văzut încă o dată vreau test. Hertz Aron Minecraft Minecraft, așa nu mai știam să scriu. Hertz Aron Minecraft .ro. Dacă vreți să mi trimiteți mail cu cărmăm de hertz făcute de către voi, vă rog frumos, mai trimiteți hertz furate, mai trimiteți hertz de 2 minute, hertz cu un nivel și atâta. Vreau și o hertz faine să mă joc după ce terminăm toate hertzurile pe care le avem până în acest moment, da? Ok, ce pot spune? Am fost Andrei. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Ciao, bă. Pa.